Dacă tot am auzit aici emoționate mărturisiri despre cum a ajuns la noi așa ca un dar, la fiecare dintre noi, Daniel Turcea, am să spun și eu doar e foarte multă emoție în fiecare dintre aceste mărturisiri și la mea, bineînțeles. Eu l-am descoperit la Paris, într-o după-amiază, pe un final de după-amiază, plin de soare, undeva sunt niște librării de Bărbatul San Michel, căutând un dar pentru nepotul meu care abia se născuse. Și darul a venit într-o ediție bilingvă a poetului Daniel Turcea, net română și franceză, și în momentul în care am deschis cartea și am răsfoit, s-a oprit timpul în loc, pur și simplu. Mi-a stat inima și nu aveam să cred câtă frumusețe era în cărticica aceea mică, ascunsă, pierdută undeva printre multe alte cărți și care a ajuns în felul acesta la mine. Eu, așa cum este și caietul părintelui Holdea și agenda Afroditei și fiecare ediție pe care noi o avem acasă, în manuscris sau fiecare a copiat din versurile lui și le păstrăm ca pe niște, nu vine să le spun obiecte, ca pe niște daruri de mare preț. Am vorbit despre arhitecturi sacre, geometrie și apropierea noastră așa tiptil, încet, încet de taina ascunsă în versurile lui, am să vă propun două arhitecturi. Sunt atât de diferite între ele, o să vedeți. Înfierea. În dreptul ochilor, Ierusalimul, în miezul frunții, e Betleemul. Trupul aduce cu sine trupul de fier și fum ca pe o umbră. Sângele începe și se scufundă în uitarea lor, când rezemați îl suiți, giurgiul alături. 2. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel preanalt, preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, a înviat din morți pentru ca lumea să nu se devoreze pe sine. Rugați-vă, întoarceți-vă, puțin veți pătimi și la puțin cât veți cere se va adăuga tot. Vai, azi a venit și a spus, urmează-mă, vino, vestește, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel ale cărui urme se văd pe plaja stelelor, la țărmul lui Dumnezeu. A venit într-un grăunte și acolo, între pustiul mic și pustiul apei sub măslin, a fost răstignit. Lumea nu are decât o singură justificare, învierea. Cine a ascultat, a auzit de la marginea lumii și a veacurilor. Urme moi de rană, cum s-ar scufunda într-un cer de os, stea de durere, alungă în lumină lumea.